În acest tutorial voi prezenta modalitatea prin care sistemul Windows Embedded Compact va fi bootat pe placa de dezvoltare eBox-3310. În cadrul acestui sistem de dezvoltare, ca o particularitate a acestuia, după ce bootloaderul este lansat în execuție, acesta va prezenta informațiile pe monitor și prin intermediul tastaturii și a mouse-ului noi vom interacționa cu acestea și vom dirija procesul de bootare. Acest sistem nu este atât de flexibil în configurare ca alte sisteme, cum este OMAP-ul sau BeagleBoard-ul. Acest sistem are plasate toate fișierele necesare pe compact flash-ul care este înglobat în eBox și acolo există și fișiere de configurare care ne setează modalitatea implicită de comunicare cu aceasta. Veți observa că noi nu vom avea foarte multe opțiuni. Prin intermediul portului serial vom observa doar diferitele mesaje care țin de procesul de bootare, atât a bootloaderului cât și a imaginii sistemului de operare. Imaginea sistemului de operare va fi trimisă prin intermediul portului Ethernet. Configurăm COM1, litera term este programul care îl vom utiliza. Configurăm portul serial, rata de transfer este 38400 și vom pune și puțin fontul mai mare pentru a vedea puțin mai bine. În momentul în care pornim eBox-ul din comutatorul, din butonul poziționat în partea din spate, veți vedea LED-urile se aprind, semnalizează că sistemul funcționează, iar pe monitor veți observa existența celor trei opțiuni de butare. Vom putem încărca imaginea sistemului de operare din mediul local de stocare, deci de pe compact flash, prin intermediul protocolului, prin intermediul Ethernet-ului și utilizând un server care ne va furniza prin DHCP adresa de IP sau printr-o configurare statică. Aceasta este opțiunea pe care noi o vom utiliza. Imaginea sistemului de operare care a fost creată sau proiectul, îl veți găsi în OS Embedded Compact 700 OS Design. Iar de aici încărcăm fișierul SLN, îl lansăm în execuție, în fine, lansăm în execuție în ghilimele, dând dublu click pe ele, le s-a asociat cu mediul Microsoft Visual Studio. În momentul în care selectăm cele trei opțiuni, veți vedea partea de bootloader și de toate procesele care au loc și imediat bootloader-ul va genera pachetele de boot.me. În mod similar, mergem în Target, Connectivity Options și mergem pe Setting, iar aici vom realiza procesul de împerechere, de pairing dintre mediul Visual Studio și sistemul de dezvoltare. Vedeți, anterior aveam o altă placă, cea care generează pachetele și la care se poate conecta mediul Visual Studio este o alta. O selectăm, Apply, s-a schimbat aici, Close, mergem pe Target și selectăm opțiunea Attach to Device. Ok, selectăm, dăm Apply. Așteptăm un moment, vedem cum imaginea este transferată, în același mod prin intermediul trivial FTP protocol. Imaginea este trimisă și o să vedeți imediat mesajele care sunt generate în momentul lansării în execuție a imaginii sistemului de operare Windows Embedded Compact. Evident că în momentul în care avem vreo problemă,
funcție de mesajele de eroare pe care sunt generate aici, ne putem da seama care este problema pe care o avem. După cum vedeți, sistemul de operare s-a încărcat, s-a lansat și vedem interfața cu utilizatorul de pe monitor. Aceasta a fost întreaga prezentare. Vă doresc succes și Doamne ajută!